Hai să-i dăm drumul. În 2 ianuarie 2023 continuă anul și continuă rapid. În vreo oră și jumătate de aici încolo, la 14.30, începe primul meci de pe biletul de astăzi, Maleu, al canalului. Nu stăm la discuții, vă dau biletul imediat, notați meciurile și să aveți acolo timp la dispoziție, ceva să vă organizați toată treaba. Bun venit, bun găsit, hai să dăm biletul zilei și restul le păstrăm pentru episoade următoare. Bârfe și alte caterinci. Dacă vreți să veniți și pe grupul meu privat de WhatsApp, citiți condițiile de acces în grup și scrieți-mi pe WhatsApp la 0745 70 80 08. Biletul de astăzi, Maleu, are 14 evenimente. Primul meci începe la 2:30 în după amiaza asta, cotă totală 262,53. E în felul următor. Deschidem biletul cu Scoția, Premiership, Rangers se duelează cu Celtic. Și mergem pe 0-3 goluri, numai mult de 3 goluri în tot evenimentul înscrise. Țara Galilor, Cymru South, Cimru Sud, da? Sandwich Major, se pronunță Sandwich, dar se scrie Landwich Major cu 2 de L, Dumnezeule mare ce te numiri. Sandwich Major versus Bury Town United, Bury Town, da? Orașul lui Bury, Sandwich Major versus Bury Town United, mergem pe ambele echipe marchează GG. Arabia Saudită, divizia 1, vine pe Maleul de azi cu Al Faisali, cum s-o pronunța corect să ne ierte Dumnezeu, Al Faisali versus Jeddah Club 2+, se dau măcar 2 goluri în tot evenimentul. Scoția Premiership aduce meci între St. Johnstone și Dundee United. Mergem pe 2+ și în meciul ăsta, se dau măcar 2 goluri și aici. Atenție mare, este primul meci de pe suprema zilei. St. Johnstone versus Dundee United 2+. Primul meci de pe suprema. Și al doilea meci de pe suprema vine imediat alipit, cum s-a întâmplat și în ultimele 2 zile. S-a întâmplat să fie lipite unul lângă altul. Anglia, Liga 1, aduce al doilea meci de pe suprema zilei și continuă Maleul cu tăvăleală între Derby și Accrington Stanley. Derby versus Accrington Stanley, Derby versus Accrington Stanley. O să fie un meci cu 2+, de asemenea, mergem chiar și aici pe 2 goluri măcar înscrise în tot meciul. 2+ pronostic. Acesta este al doilea meci de pe suprema zilei. Am făcut și suprema, cred că este o cotă de 1.70. Vedeți ce faceți cu ea. Purtați-o sănătoși, să fie verde, să fie cu noroc. Și continuăm Maleul, mai departe, în Maleu. Rămânem în Anglia și mergem în Championship. Championship-ul englezesc vine cu Wigan Athletic în întâlnirea lor cu Hull City. 1x pentru meciul ăsta, câștigă Wigan Athletic sau se termină meciul la egalitate. Ne bazăm pe gazde în tot cazul. Scoția Championship mai departe în Maleu. Ne întoarcem în Championship-ul din Scoția, da? Ne întoarcem în Scoția și pentru Championship, mai corect exprimat. Ne holbăm acolo la tăvăleala dintre Greenock, Morton și Ayr United. Ayr United. Ayr cu Y. Fie câștigă oaspeții, fie se termină meciul la egalitate. Mergem pe X. 2 pentru Ayr United, Ayr United. Scoția, încă Scoția și mai departe în Maleu, dar ne mutăm din Championship în Premiership, așa cum am început biletul ăsta de azi. Scoția Premiership ne mai aduce întâlnirea dintre Kilmarnock și St. Mirren, da? Sfântul Mirren, X2 și în tăvăleala asta, fie câștigă oaspeții, fie se termină meciul la egalitate. Ne bazăm pe St. Mirren, da? Orică câștigă, orică ține meciul, măcar într-un egal. Irlanda de Nord, Premiership, avem și acolo un Premiership în Irlanda de Nord, aduce pe Maleul de astăzi 2 confruntări. Carrick Rangers se duelează cu Crusaders și mergem pe 0-3 goluri, numai mult de 3 goluri înscrise în toată bătălia. Și apoi mergem la tăvăleala dintre Linfield și Coleraine, da?
și mă pronunț, mă chinui atâta cu pronunția, Lucole Raine, să-i găsiți în aplicație ușor, Call Rain, pentru că pe aceștia ne bazăm în meciul ăsta, ne bazăm că dau măcar un gol, pronosticul este marchează oaspeții, marchează un gol măcar Call Rain în toată bătălia. Și încă niște Scoția Premiership, încă o dată, o ultimă dată pe maleul de azi, Livingston, care m-au scos pe mine de la 900 de milioane pe cât dracu era, doamne, 16 martie 2019. Ce zi! V-am arătat la un moment dat biletul pe pagina de Facebook, pe Pontul Pariuri by Vlad Stoian. Puteți să veniți și pe Facebook să mai vedeți ce bilete mai am și mai încerc și mai pierd și mai câștig. Acolo vă arăt biletele din aplicația Superbet cu coduri, cu serie de bilete, dacă vreți să veniți. Livingston se duelează cu Motherwell în Scoția Premiership. Mergem pe X2 chiar și aici. Fie câștigă Motherwell, fie se termină meciul într-o egalitate completă. X2. Ce mai avem pe maleu? Avem Egypt Premier League. Al Ahly Cairo au tăvăleală cu Pyramids. Mergem pe 2+. Se dau măcar două goluri în toată întâlnirea. Al Ahly Cairo versus Pyramids. Da? Pyramids. Piramidele lui Dumnezeu. Cum se dau măcar două goluri în tot evenimentul. Mai avem de adăugat un ultim meci de fotbal pe maleul de astăzi, îl încheiem rapid. Anglia Championship, Queen's Park Rangers, QPR, se duelează cu Sheffield United. Ne bazăm că marchează gazdele, marchează Queen's Park Rangers. QPR dă măcar un gol, dă măcar un gol gazdele. Și închidem maleul de astăzi cu basket din Statele Unite ale Americii, NBA. Am mai văzut meciul ăsta, dar cu Chicago Bulls acasă. Se duelează Cleveland Cavaliers, cavalerii lui Cleveland. Se duelează într-un mare fel cu Chicago Bulls în deplasare. Și vezi, doamne, pronosticul este că câștigă Cleveland Cavaliers acasă. Unul solist pronostic câștigă în meciul ăsta de basket Cleveland Cavaliers. Sper că ați notat, sper că am fost clar. Acestea sunt meciurile, închid clipul rapid, 7-8 minute de bălmăjeală, ca să vă las timp să aveți timp util să vă faceți biletele. Până la 2:30 e totuși timp destul. Vă mulțumesc pentru like-uri, pentru comentarii, m-ați ascultat și mi-ați comentat. Am nevoie de comentarii și like la clip, vă rog din suflet. Dați un comentariu la clipul ăsta, dați un like, e tot ce vă cer, atâta lucru vă cer. Comentariu și like, de câte ori vă uitați la mine, comentați ceva și dați un like sau chiar un dislike. Și dislike-ul ajută în algoritmul YouTube-ului. Vă mulțumesc din suflet pentru tot. Ne vedem cu bine în dățile următoare. Baftă și verde să avem. Poate pe ziua asta grăbită cu cotă 262 ajungem la un verde. N-avem de unde să știm. Vedem totuși. Ba!